mulțumesc pentru invitație. Eu am început de la un text faimos al lui Sula Chei de Vin, care se numește Cei care au plecat din Omela. Și textul e un text foarte cunoscut despre o societate super fericită în care toată lumea are de toate și e absolut minunat. Numai că există undeva într-o temniță un copil care înlănțuit și trăiește în condiții îngrozitoare și fiecare dintre fiecare cetățean din Omela este nevoit să se ducă să vadă copilul. Și mi se pare că cartea scrisă de domnul Alexandrescu mi se pare că e cartea scrisă de copilul din Omela. O carte extrem de dură și foarte, foarte necesară. Și vă felicit pentru că ați scris-o, pentru că ați avut curajul să scrieți așa ceva. Sunt lucruri pe care nu ar trebui să le citiți, nu ar trebui să le auziți. Și eu îmi petrec, am mai mult de 10 ani, îmi petrec aproape toate weekendurile în copiii ăștia, am ascultat povești înfiorătoare și recunosc aici două dintre poveștile pe care le-am auzit. Pe care le-am auzit direct de la copii pe care le-am ajutat de acum. Încă o dată felicitări, vă recomand să o citiți, din nou o carte extrem de dură, dar foarte necesară.